Călătoria lui Mihail Adrian Simion în lumea sunetelor a început încă din copilărie. Născut și crescut în România, Simion a arătat de mic o pasiune pentru muzică. Această pasiune l-a determinat să exploreze diverse genuri și instrumente. A fost atras în special de muzica electronică. Sunetele inovatoare și posibilitățile nelimitate ale sintetizatoarelor l-au fascinat în mod deosebit. Acest interes timpuriu avea să pună bazele viitoarelor sale aventuri în lumea producției muzicale electronice. Periplul muzical al lui Alba Ecstasy a luat o turnură semnificativă la mijlocul anilor 90. Apariția stațiilor audio digitale accesibile, cunoscute și sub numele de DAV-uri, a democratizat producția muzicală. Simion a profitat de această oportunitate pentru a se dedica și mai mult creației muzicii electronice. A început să experimenteze cu diverse sintetizatoare software și cu mașini de ritm. Primele sale compoziții reflectau un amestec de influențe, de la ambient și techno la breakbeat și IDM. Dedicația lui Alba pentru perfecționarea artei sale era evidentă. Petrecea ore în șir explorând diferite tehnici de design sonor. De asemenea, a învățat complexitatea aranjamentului muzical și a producției. Această perioadă de experimentare intensă s-a dovedit crucială pentru dezvoltarea sa ca artist. I-a permis să-și cultive identitatea sonoră unică. Primele explorări ale lui Alba în muzica electronică au fost caracterizate de curiozitate și de dorința de a depăși limitele. Nu se temea să experimenteze cu sunete și ritmuri neconvenționale. Această abordare curajoasă a producției muzicale avea să devină o caracteristică definitivă a stilului său artistic. În 1996 a avut loc un moment crucial. Alba a descoperit sintetizatorul Junos 21. Acest sintetizator analogic din epoca sovietică, cunoscut pentru sunetele sale brute și imprevizibile, l-a captivat pe Alba. Junos 21 a devenit muza sa sonoră. A îmbrățișat limitările sale ca pe niște oportunități creative, extrăgând o paletă largă de sunete, de la bași calzi pulsați la liduri înalte eterice. Junos 21 nu a fost doar un instrument pentru Alba. A fost o poartă către peisaje sonore neexplorate. A folosit paleta sa sonoră unică pentru a crea peisaje sonore complexe și melodii evocative. Calitatea brută, organică a Junos 21 a devenit un element definitoriu în muzica sa timpurie, conferindu-i un caracter distinct care l-a diferențiat de contemporanii săi. Stăpânirea de către Alba a sintetizatorului Junos 21 s-a extins dincolo de aspectele sale tehnice. Înțelegea nuanțele sale sonore și îi putea manipula parametrii pentru a evoca emoții și atmosfere specifice. Compozițiile sale din această perioadă au demonstrat încrederea sa crescândă și capacitatea sa de a crea experiențe sonore imersive. Perioada Junos 21 a marcat un punct de cotitură în călătoria muzicală a lui Alba. I-a cimentat dragostea pentru sintetizatoarele analogice și l-a împins să exploreze potențialul expresiv al muzicii electronice. Această epocă a pus bazele viitoarelor sale explorări în muzica electronică ambientală, meditativă și experimentală. În 1999, Alba a început un nou capitol în călătoria sa muzicală. A cofondat trupa de muzică electronică Arca. Această colaborare a reunit muzicieni cu aceleași gusturi, care împărtășeau pasiunea pentru depășirea limitelor sunetului electronic. Arca i-a oferit lui Simion o platformă pentru a-și dezvolta și mai mult abilitățile de producție și pentru a-și perfecționa talentul de artist live. În cadrul trupei Arca, Simion a explorat o abordare mai colaborativă a creației muzicale. Sunetul trupei provenea dintr-o gamă largă de influențe, inclusiv IDM, ambient și muzică electronică experimentală. Contribuțiile lui Simion la Arca au fost semnificative, infuzând muzica trupei cu amestecul său caracteristic de design sonor complex și melodii evocative. Anii petrecuți în Arca au reprezentat o perioadă de creștere creativă intensă pentru Simion. S-a dezvoltat în mediul colaborativ, învățând de la colegii săi de trupă, care la rândul lor au fost inspirați de dăruirea și inovația sa. Arca a câștigat un public fidel în scena muzicii electronice underground din România, devenind cunoscută pentru reprezentațiile sale live captivante, care includeau adesea elemente improvizate și explorări sonore extinse. În ciuda succesului trupei Arca, Simion a simțit o dorință crescândă de a-și explora mai profund propria viziune muzicală.
acumulase o mulțime de idei care depășeau sfera sonoră a trupei. Această atracție internă către o carieră solo avea să-l conducă în cele din urmă la un nou capitol în cariera sa. În 2003, Simeon a luat decizia de a urma o carieră solo. Această decizie a fost determinată de dorința unei libertăți creative mai mari, care să-i permită să se dedice pe deplin propriilor explorări sonore. Putea explora peisajele sonore introspective și atmosferice pe care le imagina. Albumul său de debut solo, Spiritual, lansat în 2004, a marcat un punct de cotitură semnificativ în traiectoria sa artistică. Spiritual a fost o lucrare profund personală, reflectând interesul crescând al lui Simeon pentru intersecția dintre muzică, spiritualitate și bunăstare personală. Albumul a fost o tapiserie de texturi ambientale, melodii eterice și elemente ritmice subtile, menite să evoce un sentiment de liniște și introspecție. Crearea albumului Spiritual a fost un proces transformator pentru Simeon. S-a adâncit în propriile emoții și experiențe, traducându-le în sunet. Albumul a fost bine primit atât de critici, cât și de ascultători, consolidându-i reputația de stea în ascensiune în lumea muzicii ambientale și electronice. Spiritual a servit ca o punte sonoră între colaborările trecute ale lui Simeon și viitorul său ca artist solo. A demonstrat capacitatea sa de a crea peisaje sonore imersive și emoționante și a sugerat direcția introspectivă și meditativă pe care o va lua muzica sa în anii următori.